Bună dimineața, dragii noștri! Îi am alături de mine pe câștigătorii locului 2 al concursului de Valentine's Day. Familia Popa, bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă numiți? Mă numesc Popa Firoftea. Și dumneavoastră? Popa Gheorghe. Ia spuneți-mi, am așa o curiozitate din suflet și puțin invidioasă. Care este secretul acestei căsnicii care durează de 57 de ani, am înțeles bine? Cred că vi l-am demonstrat prin sărutul care vi l-am dat pentru poză. O, să zic așa, o dragoste fără sfârșit, care a fost între noi și continuă să fie chiar până la 100, dacă se poate. Dar, domnul Gheorghe, spuneți-mi, cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut încă de când aveam 23 de ani și jumătate și soția 16 și jumătate. A fost prima dragoste și prima înțelegere. Și ca să dureze viața așa de mult, o căsnicie trebuie multă toleranță, multă și multă înțelegere în cuplu. Și comunicare, nu? Și comunicare totodată. Multă înțelegere, multă comunicare, multă stabilitate. Incredibil, doamnelor și domnilor, să știți că aceasta este și părerea mea, fără iertare, toleranță, comunicare, o căsnicie și o relație nu poate să dureze în ziua de astăzi. Dar ce părere aveți despre tinerii aceștia care nu mai pun atât de mult accent pe iubire? Nu știu ce să vă spun, că și eu am doi nepoți, băiatul și doi nepoți, dar cred că moștenesc din familie. Atunci când au să leagă, își fac o relație, nu sunt căsătoriți, dar sufere. Iubesc cu adevărat. Iubesc cu adevărat și sper ca și viața lor să o ducă, așa cum a dus-o între mine și soțul, să fie legați pe mulți ani când s-o căsători. Iar dumneavoastră ce părere aveți, domnul Gheorghe? La fel, aceeași părere. Multă înțelegere, multă stabilitate și multă toleranță. Un sfat pentru tinerii din ziua de astăzi? Sfatul pentru tineri de astăzi e greu de dat, e foarte greu, să zic așa, pentru faptul că nu mai sunt toleranță așa unul cu altul, nu sunt atât de apropiați, nu mai e. Viața le asigură alte oportunități și ei se bucură de momentele, dar nu știe unde duce spre viitor. Că asta este, ca să durezi o viață derugată trebuie să fii stabil de la început și să te gândești pentru mai departe. Că dacă te gândești numai la timpului stabilit la momentul dat, nu e bine niciodată. Am înțeles. Din partea noastră, doamnelor și domnilor, le oferim o mică atenție din partea Antenei 3 Vâlcea. Este puțin pentru dragostea și pentru sfaturile pe care ni le-au oferit astăzi, dar vă oferim din suflet acest mic cadou, să vă bucurați de el împreună cu soția și vă mulțumesc din suflet că ați participat la acest concurs și sunteți atât de veseli, cu zâmbetul pe buze, sunteți un exemplu și vă mulțumim pentru asta. Noi mulțumim mult, să rămână, să ne vedem sănătoși. Și să mai participăm la concursuri când o mai fi, dacă o fi sănătoși și sperăm să fie. Sigur că da, săptămâna aceasta urmează să avem foarte multe concursuri și vă doresc mult succes pe mai departe și viață îndelugată cu iubire infinită, doamnelor și domnilor. Vă doresc o zi minunată. Mulțumim foarte mult!